Bun găsit! Trăim probabil în cea mai bună perioadă din istoria tenisului masculin. Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic au câștigat împreună 52 de turnee de Grand Slam. Asta înseamnă în mare 13 ani. Dar a fost în realitate mai mult decât atât. E o perioadă imensă din istoria tenisului dominată de cei trei mari campioni. Suntem în plin Roland Garros și așteptăm o nouă luptă între triadă și noua generație. Dar oare a câta luptă de acest gen este? Am tot așteptat ca unul dintre jucătorii viitorului, așa cum au fost numiți, să confirme pe cele mai mari scene ale tenisului. Borna Cioric, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas și mulți alții au fost așteptați să confirme la cel mai înalt nivel și să vină pentru a le fura coroana lui Nadal, Federer și Djokovic. Însă, recunosc că în ultimii ani, cel mai mult m-a impresionat talentul unui alt jucător. Un talent natural, prea puțin fabricat, așa cum se întâmplă în cazul jucătorilor de nouă generație. Este vorba despre australianul Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, cu rezultate deosebite în perioada junioratului, părea să fie noul element ce lipsea tenisului. Au apărut rezultatele bune. Au apărut victoriile la Federer, Nadal și Djokovic pe mari scene ale tenisului. Însă, au fost și câteva episoade puțin mai controversate din partea australianului. Sigur că le treceam cu vederea la început. Acel meci de la Tokyo, când a renunțat să mai joace pentru că îi se părea că nu joacă destul de bine. Sau primele declarații dure la adresa lui Federer, Nadal și Djokovic, când spunea că îi poate învinge pe oricare dintre ei o rundă, deși nu mereu rezultatele o confirmau. So you've never swear? You've never sworn in your life? No, it's your job to answer. No, it's not. He actually asked me the question. You said what? I think it's his question, mate. Is it his question? The answer. But it's his question. It's his question. What? Right. So you didn't swear? You're saying you didn't swear? But no. What did I say to the umpire today? Yep. Well, where's the mark? Where is it? Where is it? Okay. Is that a threat? Is that a threat? Does it feel good to be in the chair like up there? Does it feel strong to be on the chair? Ne-am obișnuit ca în ultima perioadă Nick să confirme în medie cam la un turneu două pe an. În acest an a fost rândul turneului de la Acapulco, atunci când Kyrgios a luat titlul și a declarat că în fiecare noapte a petrecut până la ora 4, apoi întorcându-se și câștigând meciul pe care l-avea de jucat seara. Din punctul meu de vedere, o circotecă ieftină. Dar totul era ok dacă rămânea la acest stadiu. Însă, într-un podcast oferit pentru unul dintre cele mai prestigioase cotidiane din lume, Nick Kyrgios a făcut declarații defăimătoare la adresa, din nou, a triadei. Rafael Nadal, Roger Federer și Novak Djokovic. Ce urmează, Nick? Iată ce urmează. Înaintea Roland Garrosului, un veritabil campionat mondial de tenis pe zgură, Nick Kyrgios a preferat să posteze un clip video în care să spună că el este deja la Wimbledon și se pregătește pentru sezonul de iarbă. Acest lucru poate că ar fi fost ok, până la urmă fiecare jucător își alege suprafața preferată. Însă declarațiile defăimătoare, atacurile mizerabile la adresa Roland Garrosului nu pot să facă cinste unui model pentru copiii ce practică această disciplină. Nick Kyrgios poate fi un campion al viitorului. Poate? Așa ne gândim. Așa sperăm. Deoarece talentul său este fără pereche în momentul de față. Însă, Nick, John McEnroe ți-a spus-o foarte bine. Înainte să contești istoria, înainte să te legi de toate aceste mari nume, poate că ar fi bine să scrii chiar tu o pagină de istorie. Noi credem că poți. Dar oare mai e timp?